Salut, prietenii mei aventuroși! Revin cu acest video despre straturile înălțate. Suntem la un an, doi ani, de când l-am construit pe acesta, pe care vi l-am arătat în videoclipul de mai înainte. Acum am, sunt în al doilea an de vegetație, în care primăvara pun usturoi și ceapă, Um, am și varză kale am și varză asta este varza bok choy care, de care sunt foarte mândră că a stat și peste iarnă și uite acum vrea să înflorească uh, am niște oregano și niște rozmarin care rămâne peste iarnă foarte bine și vreau să vă spun câteva uh, câteva impresii despre acest strat înălțat uh, ce să vă spun Cred că acum nu aș mai face tot cu crengi de desubt, pentru că apar niște melci, niște melci, acei melci fără coajă care se cheamă limax și care mănâncă tot. Deci, practic, pe acest strat eu nu pot să pun salată. Pot să pun mazare la un moment dat, dar după ce trec ploile de primăvară și au reușit să rămână aceste varză kale și această varză bok choy uh, nemâncate, dar în rest nu prea pot să pun mai nimic, așa că l-aș face altfel acest strat înălțat. Oricum este foarte ușor de uh, accesat, nu mă mai doare spatele, în spate acolo am și o ladă de compostare. În orice caz, orice facem în grădinile noastre este bun făcut și ne folosește la ceva. Așa că, dacă vreți să porniți straturi înălțate, este o idee foarte bună. Vedeți, acesta este destul de mare, de înalt. Cel de aici are niște lavandă, o să fac o cultură de lavandă. Această lavanda a avut patru rânduri de înflorire anul trecut. Și celelalte două straturi din spate, acesta este tradițional pentru mine cu roșii, dar știu, o să pun gunoi. Aici am niște um, urzici deocamdată și celălalt, care încă nu l-am curățat, dar o să-l curăț în curând, care are niște salvie și de obicei pun roșii aici. Să vedem unde, de unde găsesc uh, niște gunoi de grajd. Ceea ce vă vreau să vă spun este că ar fi foarte frumos să aveți curaj să vă apucați, să le construiți, să le faceți și nu există greșeli în grădinărit, există doar încercări, unele mai reușite, altele mai puțin reușite. Mult succes și curaj!